Suntem pe frecvențele Viva FM, călătorim în trafic și vorbim despre un proiect de cercetare, colaborare și producție artistică inițiat de Asociația VAR Cultural București și implementat în parteneriat cu Teatrul Fix, Teatrul Bulandra, Transit.ro Iași și Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași și, de asemenea, Teatrul din Stejar. Vorbim despre un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, un proiect care a pornit de la public, un proiect care și-a propus să extragă din câmpul generațional al generației Z și mileniali nevoile consumatorilor de cultură. Și de ce nu? Să chestioneze chiar rolul culturii în contextul generării de conținut creativ tot mai predominant realizat de inteligența artificială. Teme mari, subiecte mari, bine că alături de mine se află în studioul Viva FM una dintre celulele creative ale acestui proiect. Salutare, Simona Pop, unul din performerii pe care îi veți putea vedea la Iași în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr în data de 10 octombrie de la ora 18. Gata, Simona, am terminat. Bună, bună, mulțumesc pentru invitație. Cu mare, mare drag, mă bucur să te întâlnesc și să ne avem aici în conversație despre acest proiect care se numește, am zis că vorbim amândouă despre cum se numește, celular. Vorbim despre celular. Da, faptul că m-ai prezentat ca pe o celulă creativă, deja am fost într-un fel. M-am dat de gol, n-am putut. Da. Haideți să povestim puțin, pentru că, uite, amândouă suntem performerițe în acest spectacol. Vorbim despre un spectacol din două spectacole, un spectacol construit de două echipe creative și, iată, București și Iași se află în același loc, în același timp, și mă gândesc că ne-ar prinde bine să povestim puțin despre procesul de lucru pe care l-ai avut tu în București. Da, în primul rând, cred că noi privim cu foarte multă curiozitate inclusiv acest schimb, pentru că noi până acum, nici voi nu ați văzut practic produsul nostru finit și nici noi pe al vostru. Așa e, la Iași vom afla acum. Da, exact. Ce mi-a plăcut mie foarte mult în lucrul ăsta a fost că, după cum am mai spus în discuția noastră, că nu există această idee de autarhie a regizorului, în care vine un regizor, tu trebuie să faci asta, asta, asta și asta. Nu ni s-a divulgat de la început ce urma să facem în următoarele repetiții. Aveam doar niște teme de la care porneam împreună cu colegul meu Alex Mire, celălalt performer. Și eu tot cu un Alex lucrez. Aha. Alex Chiculiță. Iată. Cum nimic nu e întâmplător. Așa este. Așadar, creație colectivă în ambele părți, în ambele orașe, în București și în Iași. Și iată o strategie interesantă în București, faptul că performerilor nu li se spunea ce urmează să se întâmple a doua zi la repetiție. Am înțeles corect sau? Da, sau nu în următoarea celulă. Aha, adică celulă însemnând? Celulă însemnând, după cum bine știi și tu, un interval de 6 minute, în care se abordează o anumită temă sau se construiește într-un anumit fel ceva ce s-a lucrat în workshop-ul cu participanții care au fost în luna august, mă rog, la aceste workshop-uri. Și ulterior am creat celulele separat, ne gândindu-ne la putem să le spunem scene la celule? Da, așa. Am putea într-un fel, numai că ideea noastră inițială, cel puțin a Veronica și a lui Andu, a fost de exemplu, dacă le-am pune în altă ordine, așa, ele să nu afecteze întregul. Adică să nu fie un desfășurător al scenelor pe care da, obligatoriu. Ele pot fi interschimbabile, să înțeleg. Exact. Nu? Și să n-ai neapărat o logică. O logică anume. Post-dramatic, probabil exact. În estetica aceasta. În estetica asta, exact. Iată, deci la București procesul a mers așa. Să povestim puțin, să contextualizăm de fapt. Proiectul, vă spuneam la început, că a pornit de la public, deci a fost lansată o primă provocare în care celor din grupul țintă, adică milenialilor și celor din generația Z, adică între 20 și 35 de ani, i-am provocat să ne aducă o poveste a unui obiect personal. De aici a pornit proiectul acesta.
Apoi au urmat o serie de ateliere pe care le-am dezvoltat în colaborare cu cei care au trimis obiectele și poveștile aferente și iată, mai apoi a intervenit nivelul 3 al proiectului, cel în care s-au creat scenariile dramatice, momentul în care, uite, și Simona și Alex au intervenit în proces. Deși știu, îmi povesteai tu mai devreme că ați fost integrați de Vero, care este managerul acestui proiect cultural, ați fost integrați, adică vi s-au arătat porțiuni de la ateliere. Cum? Da, și a fost interesant faptul că noi nu-i cunoșteam pe participanții de la ateliere și totuși lucram pe niște materiale și pe niște texte și pe niște teme care porneau de la ei. Uh-huh. Și atunci e ca și cum tu îți făceai așa un avatar, o idee de cum ar putea să fie persoana respectivă care a spus așa ceva sau care a gândit un anumit lucru. Da. Și acolo erau niște lucruri foarte interesante, că la unele râdeam, zic, mama, a spus o fată că ea este dansatoare de dansuri populare profesionist. Și am zis, ce bună e asta. Adică se păstrează, intră în clar, absolut. Da, și a fost interesant că i-am cunoscut ei venind la spectacolul nostru ca spectatori. Iată, prima reprezentație, nu? Da, și a fost o emoție foarte frumoasă pentru că și ei au venit într-un fel și pentru ei avea o încărcătură toată chestia respectivă, pentru că auzeau lucruri care au pornit de la ei și nu știau, au fost surprinși că nu știau că vor intra în spectacolul final. De asta proiectul acesta mie mi se pare fabulos din simplul aspect al faptului ca public tu poți să ai această ocazie, hai să-i spunem ocazie, să te vezi într-un spectacol, să te vezi transpus, filtrat prin alte minți creative. Un tip de exemplu aici la Iași am primit un feedback asemănător cu participanții de la ateliere, deci posesorii obiectelor și poveștilor peste care am dezvoltat scenariul, un tip de vulnerabilizare, dar nu într-un sens negativ, sau cel puțin așa ni s-a spus nouă, că a fost un tip de expunere, dar cu ridicat așa de păr pe mână. Da, și Vero poate să spună mai multe, dat fiindcă ea a coordonat atelierele și Andu la fel. I-au rămas prieteni, oamenii ăștia se mai întâlnesc, vor să mai vină la alte ateliere, adică e clar că acolo a fost un vibe foarte bun. Da. Și pentru noi a fost diferit, adică e ceva ce de mult îmi doream să mai fac, pentru că mi-a amintit foarte mult de perioada în care mergeam eu la workshop-uri, nu știu, acum vreo 10 ani, în care cunoșteam oameni și lucrurile devin foarte personale și e frumos că noi uităm de latura asta. Ba, când intri într-o zonă profesională, profesionistă, da. Așa. Într-o structură mai clară, mai fixă, probabil, da, și lucrurile. Da, și punem niște bariere între noi și ni se pare că totul se înțelege de la sine sau e previzibil sau ar trebui făcut într-un anumit fel. Sunt tot felul de prejudecăți pe care începem să le avem vis-a-vis de noi și e foarte provocator pentru că te obligă inclusiv pe tine să... Da. Să te lupți cu ele, adică să le chestionezi mai degrabă neapărat să te lupți. Da, e un lucru foarte bun acesta, un lucru pe care de altfel și noi l-am resimțit la Iași, de a rechestiona anumite practici creative, de a rechestiona cum funcționează acest statut non-ierarhic, de cum funcționează grupurile non-ierarhice și creația colectivă, da, cum și poate sunt chiar contribuțiile. Mai puțin mai nedemonstrativ. Exact. Că exact. Și aici, de exemplu, ajunsesem la moment în procesul ăsta în care ne-am cum e doar să stai pe scenă, să nu spui nimic și să n-ai senzația că e prea lung momentul ăla. Ah, și noi am experimentat, da, cu ideea asta. Și foarte ciudat să stai acolo să-ți dai seama că dacă era un regizor, regizorul spunea, nu, că aici face burtă, trebuie să schimbăm chestia asta. Și experimentam cum e să stai cu un public și să nu, el să aibă așteptarea de la tine să faci ceva. Exact. Și tu la rândul tău să simți că stai prea mult fără să faci ceva. De acord. Uite că și noi am experimentat cu ideea asta. La noi s-a transformat într-un alt tip de moment, dar iată cât de interesant poate fi că un proces de creație să pornească de la o idee cu două echipe diferite. E adevărat, am păstrat comunicarea între Iași și București, iar colaborarea cu Magda Cernea, psihologul din acest proiect, a fost de asemenea foarte importantă și bineînțeles că s-au creat punți și ne-am coordonat și în structurile de performance-uri, dar
Iată ce interesant cum procesele astea conduc spre lucruri destul de asemănătoare, zice eu. Cu oameni diferiți, cu povești diferite, da. Bine, eu cred că la actori, repet, sunt niște reflexe împământenite într-o oarecare măsură și efectiv ajung la nivel subconștient. Cu statul degeaba în scenă asta, cu asta, într-adevăr, da, cred cu multe lucruri relaționează. Cu modul de a vorbi și cu ce ar trebui să înțeleg eu și de ce ar trebui să fie o motivație, cauză-efect, la ce fac eu și la... Adică zona de performance e... Da, e mai puțin explorată astăzi sau poate mai puțin explorată mai ales în structurile fixe. Da, și pentru a fi explorată trebuie să existe deschidere pentru asta. De acord. Și cât timp nu există deschiderea, ce să explorez? Bun, să revenim, să revenim la cele două performance-uri. Ne apropiem încet, încet de noi, cred că dacă ne-am pornit... spuneai tu mai devreme de temele abordate, câteva teme abordate în performance-ul celular București. Ideea de debate, de exemplu, a avut una din celule are legătură cu ideea de a dezbate pe o temă. Singurătate. Mai avem o scenă la care am pornit de la ideea asta de a te vinde. Ce vrei să ce alegi să spui despre tine când vrei să te prezinți, de exemplu, într-un anumit fel. Că vorbeam despre toate aplicațiile astea care au apărut acum de dating. Cum alegi, ce alegi, de ce alegi, adică am ajuns într-o epocă în care tot dai swipe vinde. Și și ești ca la teleshopping, ca și cum te vinzi pe tine într-o anumită formă. Tema timpului, nu? Da. E totul contratimp. E totul contratimp și totul, nu știi, e chestia asta între formă și fond. Adică tu ce vinzi, de fapt? Da. Tu vinzi o imagine. Da, de multe ori. Iată, teme cu care cred că poate mulți dintre noi ne conectăm sau poate relaționăm din diferite unghiuri cu genul acesta de teme care, iată, sunt abordate și extrase exact din oamenii care au venit și au propus primele povești, primele obiecte. Da, important e că ne recunoaștem în ele. Asta mi se pare cea mai faină chestie, dincolo de generație din care facem parte. De acord. Și, sunt și diferențe foarte mari între noi ca generații, dar așa e frumos. Da, e frumos. Și iată că genul acesta de teme, zic eu, pot să treacă între generații, pot să fie un dialog sau un vehicul între ele, modalități de a ne cunoaște unii pe alții. Da, eu am aflat și termeni noi. Adică ce termeni noi ai aflat? Mă rog, nici nu pot să spun, de exemplu, romgleza. Cuvântul romgleză. Da. Că oamenii, generațiile astea mai tine vorbesc foarte mult în engleză. Da, și jumătate română, jumătate engleză. Adevărat. Și am zis, ok, hai să încercăm să facem și noi să pară că... să simulați și voi în... Da. De fapt, nu simulat. Da, și mai e o chestie, nu mai știi cât e... Că omul o face pentru un fel de coolness, așa, că e mișto să vorbească așa. Sau realmente influența a intrat în limbă și el nu mai știe să vorbească română 100%, e jumate vorbitor de engleză și poate începe să și gândești în limba engleză, că practic de acord. Și... Deci iată, romgleza, vorbim romgleză s-ar putea. Da, eu nu știam de cuvântul ăsta. De exemplu, debate-ul nostru a ajuns, acum am dat un spoiler puțin din celălalt. Da, bine, ok. Pe tema hoarder-ally, a fi hoarder, cuvântul hoarder. Adică aduna obiecte mai mult decât ai nevoie sau... Da, și am descoperit persoane din generațiile mai vechi care nici măcar nu cunosc termenul. Și se știe că el a intrat în nomenclatorul bolilor mentale. Există, este o afecțiune compulsivă. Da. A aduna obiecte și care e scopul pentru care faci asta sau ce-ți dă treaba asta. Iată, dacă ne pornim, Simona, cred că... Simona, ultimă întrebare, după care am să prezint și echipele. Replica ta favorită? Din performance. Ai o replică favorită? Uite, pot să ți-o zic pe a mea, dacă vrei până... una dintre participantele de la atelier ne-a oferit o poveste despre oamenii obiect. Și expresia asta mi-a rămas foarte mult cu mine și am stat mult și încă mă mai gândesc la ea. Ar fi o opinie, ar fi o percepție despre faptul că suntem niște obiecte cu puls, noi oamenii. Și mi-a rămas. Frumos.
Mi-a rămas asta foarte... Adică încă mă mai gândesc la propoziția asta, la ce înseamnă, la ce... Mie îmi dă că duce spre inteligență artificială. Poate fi. Este asta. Poate care fi. Sunt niște obiecte cu puls. Acolo... Că e și puțin înspăimântător să te vezi obiect. De acord. Și aici acolo, eu... acolo era spaima, da. Spaima pe care o aducea, sau temerea, teama, frica. Că poate suntem numai niște carcase sau poate că... Ceea ce suntem, de fapt, mai că suntem, alt tip de carcase. Exact. Că suntem trecem. Formați din diferite piese, ne reasamblăm din când în când. Da, și încă îi mai descoper sensul acestei, nu știu, e o propoziție, suntem obiecte cu puls. Da. Eu am o replică colegului meu care mi-a rămas în minte. Așa. Mie nu mai mult replice lor în minte decât. Da, se întâmplă. Așa-i. Spune Alex, sunt profund preocupat de profunzimile vieții și mă întreb ce înseamnă asta. Wow, ce propoziție totală. Da, și oameni care vor să fie profunzi, dar de fapt zorile lor de profunzime nu sunt în ceea ce spun ei că sunt. Se văd pur și simplu transpar prin ei. Iată câte nivele. Da, nivele, da, niveluri. Și asta apropo de ce vrei să arăți din tine. Da, de acord. Și unde pui barieră, că tu nu pui barieră unde crezi tu că pui, se vede din cum spui ce spui. De acord, de acord. Așa să prezentăm celulele artistice, celula artistică București, formate din Andu Dumitrescu, regie, video, sound design, concept, spațiu, Jennifer Corales, artist, coordonator, workshop-uri, Simona Pop, cea prezentă în studioul Viva FM, performer, și Alex Mirea, performer, Veronica, documentare și editare text, text celule, coordonator, workshop-uri, Magda Cernea, iar celula artistică Iași este formată din Maria Comârlău, regie, Stanca Jabenițan, cea de aici, performer, Alexandru Chiculiță, performer, Ana Teodora Popa, sound design, Smaranda Ursuleanu. Iar dacă veniți la spectacol, pe data de 10 octombrie veți putea pe bilete veți putea accesa și poveștile celulelor creative care au stat la baza performanțurilor noastre. Sunt oameni care, iată, ne-au dăruit, care poate se văd pe sine, urmează să se revadă unii dintre ei, cei din Iași, să se revadă în performanțul reunit al celor două celule, Iași și București, 10 octombrie, ora 18, Teatrul Luceafărul, sala mică, un spectacol din două celule. Practic asta. Și trebuie spus că se va ajunge și în Teatrul Bulandra pe 18 octombrie, inclusiv cu cei de la Iași. Așadar, iată, ne-am făcut marketingul. 10 octombrie Iași, 18 octombrie Teatrul Bulandra. Așadar, ne vedem. Exact.